s-a jucat adevărat sau fals în casa băieților. Dani a fost luat la întrebări și a luat așa o atitudine de apărare. Irina l-a întrebat dacă atunci când în live a spus că o alege pe Denisa, a vrut cumva să o și sărute. Și Dani a spus că nu. Și o întreba pe Denisa, ți s-a părut că am vrut să fac lucrul ăsta? Denisa a zis că nu. Și Dani zicea, păi de undeva Irina a dedus treaba asta, probabil că se gândea că au vorbit fetele despre asta. Apoi Irina i-a spus că răspunsul la întrebarea asta este fals, asta era părerea ei. A mai întrebat Irina, tot la Dani a avut o întrebare și era ceva de genul: dacă cumva a ales-o pe Diana pentru că poate să aibă o atitudine de superioritate asupra ei, și dacă a ales-o pentru că ea este mereu așa de acord cu tot ce spune el. Și Dani a spus că Diana nu este de acord cu tot ce spune el și nu pentru asta a ales-o. Și chiar cred că avea dreptate pentru că am văzut-o pe Diana că, așa cu blândețe, de fiecare dată își spune părerea în fața lui Dani, nici de cum nu, nu poate să aibă el o atitudine de superioritate în fața ei.